Prea iubiților, așa cum de dimineață se spunea, toți beneficiem de dragostea lui Dumnezeu și datorită acestei dragoste a lui Dumnezeu mai suntem încă în viață, mai suntem încă sănătoși, mai suntem încă la casa de rugăciune și spunem din toată inima, slăvit să fie Domnul. În jurul nostru se întâmplă grozăvii, nenorociri. Auzi de oameni care au mers la câmp să lucreze și au fost răzniți și ei și animalele. O groază. Au fost atâtea nenorociri în săptămâna aceasta, datorită intemperiilor pe care Dumnezeu le-a îngăduit. Și unii oameni, așa cum spuneam și obișnuiesc să spun, trec prin încercări, trec prin situații grele și pe noi Dumnezeu ne-a mai protejat. Nu că suntem mai buni decât alții, pentru că peste noi, peste mine, peste casa mea, a fost și este dragostea lui Dumnezeu. Și toți care simțiți lucrul acesta sau înțelegeți despre și pentru dumneavoastră, să spunem, slăvit să fie Domnul. I-au adus niște copilași să se atingă de ei, era un cadru de evangelizare, Domnul Iisus asta făcea, mereu predica Evanghelia, mereu în jurul lui erau foarte mulți oameni. Și așa cum am spus și altădată și cum înțelegem din Scripturi, lucrurile importante pentru noi sau socotite importante nu sunt și pentru Dumnezeu. Pentru noi sunt importante planurile noastre. Planurile noastre. Și mereu nu putem să ne ocupăm de lucrurile sfinte sau de lucrările lui Dumnezeu, că planurile noastre sunt importante. Noi ca și oameni avem o percepție a lucrurilor și avem o înțelegere a lucrurilor și o abordare a lor. Dumnezeu este diferit. Când i-au văzut că vin cu copiii, fără să fie organizați, fără să fie anunțați, vedeți când cineva face o slujbă neanunțată, așa apare în față, ne deranjează, nu-i așa, Andrei? Numai te trezești că vine să dirijezi. Și om, ce caută persoana? Dar chiar e un deranj. Unii nu înțeleg asta, de unde era? Dar în moment ce fratele Bujor predică, să te trezești că vin 50 de copii aici în față, fără să-i anunțe nimeni. Vin cu copii. Păi imediat ar încerca să... Păi cum, domnule? Nu v-ați anunțat. Dar vrem să slujească copiii, vrem să fie la bine. Dar vă rog să vă anunțați, nu veniți așa pe... Aici e un program. Chiar dacă nu era o listă stabilită înainte, cine, cum, ce, erau totuși niște rânduieli acolo, se știa. La o astfel de întâlnire cu Domnul Iisus există un anumit program, chiar dacă nescris. Și pe lângă asta, nu vorbea oricine, vorbea Fiul lui Dumnezeu, transmitea mesaje, predica. Și dintr-o dată, i-au adus niște copilași, niște nu știm câți. Și bineînțeles că e agitație, ucenicii se deranjează, a spus-o și altă dată, și spun, nu-i loc. Astăzi nu-i program pentru copii. Ne pare rău. Vă putem programa pentru altă dată. Și nu așa elegant, nu așa cu finețe cum o facem noi, ci cu ceartă. Și surprinzător pentru mine, în foarte puține ipostaze, îl văd pe Domnul Iisus mânios. Foarte puține ipostaze. Dar se pare că sunt momente în care și Dumnezeu se mânie. Oameni buni. Un Dumnezeu plin de dragoste, un Dumnezeu care are atâta bunătate pentru fiecare dintre noi. Un Dumnezeu care, și nu vorbesc la propriu spun asta, care hrănește 8 miliarde de oameni. Toți oamenii aceștia trăiesc datorită îndurării lui Dumnezeu. Pentru că dacă Domnul ar lua aerul pentru 10 minute, pentru o jumătate de oră, ar lua tot aerul din lumea aceasta, oxigenul dacă l-ar lua Dumnezeu, toți ne-am sufocat, toți am murit. Și noi toți trăim datorită îndurării acestui Dumnezeu. Slăvit să fie El. Și Dumnezeul acesta, plin de bunătate, de dragoste, care a făcut lucruri extraordinare pentru noi, și cel mai mare lucru este că l-a dat pe Fiul Său, singurului Fiu, ca să moară la cruce pentru păcatele noastre. Slăvit să fie Domnul!
Îl vedem pe Dumnezeul acesta mânios. Da? Se pare că psalmistul profețește în psalmul 2 și în psalmul 2 trage ca un semnal de alarmă de neînțeles pentru cei de atunci și spune versetul 11: slujiți Domnului cum? Relaxați. Și uniți așa de relaxați ca o manifestări, ca și cum n-ar fi înaintea Domnului. Și au pretenția că îl slujesc pe Dumnezeu. Slujiți Domnului cu frică. Bucurați-vă tremurând. Și uitați ce spune următorul verset. Dați cinste Fiului ca să nu se... Cum, Doamne? Tu care ești plin de bunătate, Tu care ești plin de îndurare, Tu care ești plin de milă, Tu ești un Dumnezeu care te mâni. Da? Și dați-mi voie să subliniez doar câteva circumstanțe pe care le cunoașteți, în care Dumnezeu se mânie. Da, se mânie Dumnezeu cu adevărat, se mânie. Și în primul rând, Dumnezeu se mânie, sau îl văd pe Dumnezeu mânios, atunci când casa de rugăciune sau în locul de întâlnire a oamenilor cu Dumnezeu își schimbă înfățișoarea. Se modernizează. Și nu mă refer la clădiri, și nu mă refer la, eu știu, lucrurile pe care le putem avea și sunt o binecuvântare, deși suntem atât de nemulțumiți. Uitați-vă și în biserica noastră și nu jignesc pe nimeni. Este o soră care stă cu evantaiul și cealaltă în stare să spună gluga în cap. Spune, domnule, opriți condition, opriți-l că nu mai putem veni la adunare. Și alții spun, dați drumul că ne sufocăm. Până la urmă nu știi dacă e bine să avem sau să n-avem. Dar Biblia ne spune că Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, și citesc de data aceasta din Matei, capitolul 21, știți foarte bine, versetul 12, a intrat în templul lui Dumnezeu, după ce a intrat în Ierusalim, și știți ce a făcut? A luat o atitudine de mânie. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau un templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumb. Oameni buni, vă puteți imagina ce s-a întâmplat? Intră Domnul Iisus acolo, erau mesele pline cu bani. Și Biblia spune, se bagă între mese Fiul lui Dumnezeu și începe să răstoarne mese. Prinde de scaune și începe să răstoarne scaune. Vă puteți imagina lucrul acesta? Un Hristos care era, repet, plin de milă, plin de îngăduință, plin de dragoste, de data asta e mânios. Intră în casa lui Dumnezeu. Și după ce face toate lucrurile acestea, Domnul Iisus se motivează spunându-le, este scris, casa tatălui meu va fi o casă de... Ați cântat o cântare, am cântat o cântare comună. Te rog să mai pui, dacă îți mai amintești, versul 3 al acestei cântări, să vedeți ce am cântat în dimineața aceasta, împreună, ultima cântare care am cântat-o în comun. Ce este casa de rugăciune? În casa ta de rugăciune, laud prin cânt, Iisus e Domn, vrem să răsune. Aici e locul preasfânt. Pune-te rog și versetul pe care noi l-am cântat în dimineața aceasta. Te caut, Domnul meu, te strig, vino Iisuse, îmi plec genunchii în liniște și aștept. În casa ta sunt bucurii nespuse, cu mii de mulțumiri spre tine mă îndrept. Nu-i casa de rugăciune altceva. Nu-i casa de rugăciune un loc al intereselor, nici al sistemelor politice, nici al sistemelor sociale. Casa de rugăciune este casa de rugăciune. Și Dumnezeu a dorit ca să aibă o casă de rugăciune, un loc în care oamenii să se adune, în care oamenii să se închine, în care oamenii să se bucure, în care oamenii să aibă relație cu Dumnezeu, în care să vină Duhul Sfânt de la Rusalii să cerceteze biserica, în care Domnul să rupă legături străine, în care Domnul să rupă poverile, să ridice poverile și să dea bucuria mântuirii. Măriți să fie Domnul! Și Domnul este mânios și spune, și voi ați făcut din casa tatălui meu, din locul rugăciunii, altceva. Altceva. Lăsați biserica să fie biserică. Lăsați biserica să fie locul de întâlnire cu Dumnezeu.
Nu să fie loc de teatru, nu să fie loc de spectacol, nu să fie loc de manifestări culturale, nu, ci să fie locul prezenței lui Dumnezeu. Nu vrem să fie nici măcar un muzeu în care să vină oamenii să dea bani, să viziteze ce construcții și edificii frumoase am știut noi face, ci oamenii să simtă aici prezența Domnului, să fie cercetarea Duhului Sfânt și Domnul și biserica să spună: Doamne, lucrează și dă-ne putere. Când nu este lucrul acesta în casa de rugăciune, când casa de rugăciune schimbă înfățișarea, când casa de rugăciune devine altceva, când locul rugăciunii este altceva, oameni buni, Dumnezeu este mânios. În al doilea rând, Dumnezeu este mânios când copiii, și ascultați-mă bine, copiii sunt un capital. Generația care vine este un capital. Uitați-vă câtă luptă pentru generația care vine. Toți vreau copii. Toți. Toți doresc să învețe copiii. Pentru că învățându-i copiii, îi câștigă. Potrivit cu mentalitatea lor, cu gândirea lor, cu perspectiva lor. Vrem copii. Este o luptă acerbă în ceea ce privește școlile, în ceea ce privește educația și în ceea ce privește copii. O luptă acerbă a fost întotdeauna. După ce peste Egipt Dumnezeu trimite a șaptea plagă, a șaptea urgie, se hotărăște în final, într-un fel, faraon să-i lase să plece ca să se roage, dar Biblia ne spune în versetul, în capitolul 10, că bărbatul acesta sau împăratul acesta a spus: puteți să mergeți să țineți o sărbătoare, dar să rămână în Egipt copii. Duceți-vă voi, închinați-vă, faceți ce știți, aduceți jertfe, dar copiii rămân aici. Pentru că copiii sunt un capital. Și Domnul Iisus, în expresia aceea de mânie, dacă vreți, a spus: lăsați copilașii să vină la mine. Și nu-i opriți. De ce? Pentru că numai cei care seamănă cu ei ajung în împărăția lui Dumnezeu. Numai cei care pot fi ca și niște copilași, care iubesc ca niște copilași, care sunt inocenți ca niște copilași, care iartă ca niște copilași, care se comportă ca niște copilași, numai aceia pot să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Cum, Doamne, nu păstorii, nu noi predicatorii, nu noi care suntem lidere și fețele bisericești, nu noi suntem prioritari în împărăția lui Dumnezeu, nu! Cei care se fac ca niște copilași. Și mă rog în această zi Duhul Sfânt să ne cerceteze și frați și surori, nu la minte, dar la mânie, la relații să fim ca niște copilași. Doamne, ajută-ne! Știți că doi copii s-au bătut pe stradă și au început să certe părinții, că așa se mai întâmplă. Și acum mergeau undeva spre postul de poliție ca să se reclame unul pe altul. Și părinții erau înverșunați, erau gata să urce pe scări și copiii au rămas mai în spate. Și unul dintre ei a zis: când termină ăștia la poliție, noi mergem și ne jucăm. Problema era pe la urma părinților, copiii n-aveau nicio treabă. Noi începem jocul de unde l-am lăsat, când tata meu cu tata tău termină povestea la poliție. Eu înțeles de ce-i cu poliția. Și de aceea Domnul Iisus a spus: lăsați copilașii să vină la mine, că împărăția cerului este ca celor ca ei. Și Domnul se mânie, oameni buni, și este mânios atunci când copiii nu sunt lăsați în preajma lucrărilor sfinte. Nu vă rugați fără copii. Nu veniți la biserică fără copii. Deranjează copiii, sunt obositori uneori. Dar cel mai mare lucru este să crească copiii în casa de rugăciune, în prezența lui Dumnezeu. Se fac minuni, spunea fratele Răzvan de dimineață, și mulțumim Domnului care ascultă rugăciunile, slăvit să fie El. Dar să știe asta și copiii noștri, da, să știe. Când femeia aceea a venit, văduvă tânără, a venit la omul lui Dumnezeu, la Elisei, 2 Împărați, capitolul 4, Biblia spune: avea o frământare, o problemă. Copiii erau în pericol să fie vânduți rob pentru că era datoare și nu putea să-și plătească datoriile.
Dom'le, ce-o fi fost în inima acelei mame să se gândească că într-o zi, pentru totdeauna copiii ei vor fi luați robi, vânduți ca și sclavi? Nici nu ne putem imagina. Noi trăim într-o perioadă liberă, noi nu ne putem imagina ce înseamnă să fie cineva sclav, să fie cineva rob pentru toată viața și să nu aibă, să nu poată să schimbe statutul niciodată, sclav pentru toată viața. Ce era în inima acelei mame? Și a venit la omul lui Dumnezeu și a zis, știi că soțul meu se temea de Dumnezeu, aduna mai multe datorii, nu le putem plăti. Și cel căruia îi suntem datori, o venit să ne ia copiii, să-i vândă, să-și recupereze banii. Și omul lui Dumnezeu întreabă, ce ai acasă? Ce să am acasă? Și sărăcie, și văduvie, și nenorocire, și criză. Într-un vas, foarte puțin undele. Și auzi ce îi spune omul lui Dumnezeu. Du-te și cere vase de la toți vecinii tăi. Vase goale și nu cere puțin. Imaginați-vă că au început să bată prin sat, de la porți. Bună ziua, bună ziua. Pe ce te-o trimis, mamă? Să ne dai niște oale. Ce oale? Oale goale. Bă, omule. Toți știau că e în pericol să-i fure, să-i vândă copiii. Toți știau că e în pericol să rămână. Păi ce să faci tu cu vase goale? Să o vezi cu o femeie văduvă, cu oale în spate, legate una de alta, împreună cu copiii ei, umblând prin sat. Săraci oameni, vai de. Băi, după ce ești amărât, îți mai pierzi și minte. Uite că a început să strânge oale goale. Dar continuă cuvântul Domnului în următorul verset. Când te vei întoarce acasă, mă rog să priviți acolo, frați, părinți, închide ușa după tine și să fie părtaș la minunile lui Dumnezeu. Să vadă și ei cum Dumnezeu lucrează, să vadă și ei cum Dumnezeu intervine, să vadă și ei cum Dumnezeu îi salvează. Asta nu-i doar problema părinților, doar problema mamei și a tatălui, să nu doarmă, să se frământe, nu. Implicați și copiii, ca și ei să vadă minunile lui Dumnezeu. Și mă rog, Doamne, dă-ne putere și biruință. Unul aducea vasul gol, celălalt îl ducea pe cel plin. Unul aducea vasul gol, celălalt îl ducea pe cel plin. Și amândoi au fost martori la minunea lui Dumnezeu făcută în casa lor. Lăudați să fie Domnul. Și citea fratele Paul din capitolul 78 din Psalm, versetul 7, ca aceștia, copiii, să-și pună încrederea în cine? În mama și tata, că ei mă rezolv. Eu fac prostii și tata le plătește. Da? Eu stric și tata repară. Eu mă duc, eu rezolv și tata vine după mine. Și tot timpul sunt protejat. Nu, pentru că aceștia ei, copiii tăi, Abigail, copiii noștri, să-și pună încrederea în Dumnezeu. Și ei ce să facă? Ce să facă? Păi cum poți să uiți dacă n-ai tu niciodată? Dacă nici habar n-ai, ce să uiți? Păi ca să uiți sau să ai posibilitatea să uiți, trebuie să fii știut cândva. Ei trebuie să știe lucrările lui Dumnezeu și să nu le uite, pentru că ei să-și pună încrederea în Dumnezeu și să vorbească copiilor lor despre lucrările lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Domnul este mânios când copiii sunt ținuți dincolo de preajma lucrărilor sfinte. Lăsați copiii în preajma lucrărilor sfinte ale lui Dumnezeu și cel care lucrează la mintea și la inima lor este Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Implicați acolo, lăsați-i să știe, să vadă, să fie implicați în lucrările Domnului, ca ei la rândul lor să vorbească despre lucrările sfinte. În al treilea rând vreau să spun, Domnul este mânios când adevărul biblic este sufocat. Da. Trăim într-o vreme a relativismului, când adevărul absolut pentru foarte mulți nu mai există. Adevăr este ceea ce cred eu că este adevăr și bine este ceea ce cred eu că este bine. Și adevărul absolut este scos din contextul națiunilor și din contextul lumii în care noi trăim. Și Apostolul Pavel transmitea romanilor un mesaj în capitolul 1, versetul 18 din scrierea sa către romani și spunea: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer
împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor care, ce fac? Sufocă, înădușă adevărul în nelegiuirea lor. Am citit o știre ieri, deci nu mai știu dacă ieri sau azi dimineață, că una dintre țările europene a aprobat arderea Coranului și a Scripturii în fața unei săli a palatului a unui guvern. Pentru că undeva s-a ars Coranul și ca drept replică, pentru că unii și-au permis să ardă Coranul, noi ca demonstrație că nu-i mai presus Coranul decât Biblia, ardem și Biblia. Și s-a aprobat un prim-ministru, un șef al unui guvern din Europa, a dat aprobarea aceasta în semn simbolic să fie arsă Sfânta Scriptură. Oameni buni, să ne temem, pentru că se va dezlănțui mânia lui Dumnezeu. Da? Toți cei care înnăbușă adevărul, toți cei care încearcă să calce în picioare adevărul, și aici este adevărul absolut, pe care nu îl deține Biserica Pentecostală, Catolică sau de o altă nuanță, Ortodoxă, pe care îl deține Cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia este chipul Dumnezeului celui viu. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. În Evanghelie sunt ascunse comorile dumnezeiești. Slăvit să fie Domnul! Evanghelia a încercat să o ardă și să o închidă și să o lege toate sistemele care au fost înainte, cel comunist și alții, și n-au reușit niciodată, pentru că cel care este Dumnezeul absolut din această Evanghelie este Dumnezeul cel viu. Și în această zi la Betania spunem slăvit să fie numele Lui. Mânia lui Dumnezeu se dezlănțuie, se aprinde împotriva oamenilor care încearcă să năbușe adevărul. Dar vreau să vă spun, pentru că în această zi fetița de la Binecuvântare se numește Abigail. Și într-un fel, pe vremea acelei femei cu numele Abigail, din partea unui om care avea putere și avea autoritate, s-a dezlănțuit o mânie. Și mânia a fost ameliorată prin înțelepciunea acelei femei. Câți mai aveți în familia Abigail, în familia Orășan? În familia Grecu? De aici v-ați inspirat. De la Scriptură. Să o facă Dumnezeu să fie un Abigail. Abigail a fost o mijlocitoare. Abigail, cu judecată și înțeleaptă, a intervenit și s-a salvat casa ei. Dacă vreți, într-un fel, este un prototip a ceea ce a făcut Fiul lui Dumnezeu pentru noi. Mărit să fie Domnul. Pentru că mânia lui Dumnezeu, oameni buni, poate fi ameliorată prin intervenția lui Iisus Hristos. Și toți care credeți asta, să spunem lăudat să fie Domnul Iisus. Lăudat să fie Domnul Iisus. Și omul lui Dumnezeu, Pavel, trăgea ca un semnal de alarmă și ne aducea această bucurie, dacă vreți, versetul 10 din 1 Tesaloniceni, capitolul 1, și spunea: și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care, și puteți să citiți cu voce tare, care ne izbăvește de mânia viitoare. Nu este nicio soluție care să ne izbăvească de mânia viitoare, nici faptele noastre bune, nici sistemele religioase, nici bunătatea noastră pe care trebuie să o avem, ci unul singur, Iisus Hristos, care este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și la Betania spunem, lăudați să fie Iisus! Lăudați să fie Iisus! Și dacă Abigail a fost o mijlocitoare pentru familia ei, și dacă Abigail a fost folosită de Dumnezeu în momentul acela, repet, o femeie cu judecată și frumoasă, mai întâi cu judecată și apoi frumoasă, care a intervenit la omul care avea putere cu numele David să facă rău și să aducă urgie și nenorocire peste casa ei, pentru noi și pentru mine și pentru dumneavoastră, la dreapta lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Singurul mijlocitor, slăvit să fie numele Lui, care încă mai mijlocește pentru fiecare dintre noi, și spunem din toată inima, lăudat să fie Domnul. Să fie Abigail ca și Domnul Iisus. Să fie o mijlocitoare pentru casa voastră. Să fie o mijlocitoare pentru generația în care va crește și în care va trăi.
să fie o mijlocitoare pentru oamenii nemântuiți care intră în conflict cu mânia lui Dumnezeu datorită neascultărilor. Să fie o mijlocitoare între cei care derapează, între cei care se duc tot mai departe de voia lui Dumnezeu și calcă în picioare dragostea lui Dumnezeu. Și în generația ei, dacă Domnul va mai lăsa lume, să fie ceea ce vrea Dumnezeu să fie. Slăvit să fie Domnul! E nevoie de astfel de mijlocitori. E nevoie de tineri care se roagă, e nevoie de copii care se roagă, e nevoie de adolescenți care se roagă și e nevoie de părinți care se roagă. Doamne, dă-ne putere! De aceea mă rog în această zi Duhul Sfânt care se prezintă aici să ne cerceteze. Oameni buni, să nu intrăm în conflict și în coliziune frontală cu mânia lui Dumnezeu. Pentru că s-a vorbit despre Eli, despre casa lui. Și în momentul în care Eli a înțeles, copiii lui au debrapat atât de mult și erau preoți, Biblia ne spune, Eli a stat de vorbă cu ei și a spus, ce aud voi despre voi nu este bine. Și a continuat să le spună, dacă cineva îl mânie pe Dumnezeu, dacă cineva intră într-o coliziune frontală cu Dumnezeu, a spus cu alte cuvinte, cine îl va putea scăpa? Cine va scăpa de mânia viitoare? Cine ne va scăpa de judecata lui Dumnezeu? Cine ne va scăpa, oameni buni? Există o singură soluție. Iisus Hristos este numele Lui. Slăvit să fie Domnul! Dacă casa acelui bărbat care era derapat, care avea problemele lui spirituale, a fost salvată prin înțelepciunea acelei femei, soția lui, cu numele Abigail, și dacă aceasta știu să se asume, să spună, eu sunt vinovată, eu sunt de vină, înțelege, acceptă, tolerează, schimbă-ți planul și a reușit pe David atunci să îl întoarcă din drumul lui, singurul care poate să le scape de mânia lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Slăvit să fie El, care prin sângele iertării, care prin sângele și prin suferința de la Golgota ne-a adus pace cu Dumnezeu, a rupt zidul care era între noi și Dumnezeu, a dărâmat, oameni buni, această mânia lui Dumnezeu și ne-a adus pacea cu Dumnezeu. Și noi spunem în această zi, lăudat să fie Domnul! Tu poți să fii în pace cu Dumnezeu, eu pot să fiu în pace cu Dumnezeu și aceasta prin Iisus Hristos. Slăvit să fie El! De aceea, haideți să ne străduim, haideți să trăim, haideți să fim atenți în relația noastră, în biserica noastră, în familia noastră, cu copiii noștri, cu acest cuvânt al lui Dumnezeu care este adevărul Scripturii, să nu îl mâniem pe Dumnezeu și să avem o relație bună cu Domnul și să fim prieteni cu Dumnezeu. Vorba cărții lui Iov, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pacea. Și îmi doresc din toată inima, familia Orășan, să fiți prieteni cu Dumnezeu. Abigail, să fie prietenă cu Dumnezeu. Și încă o dată, să fie folosită de Domnul ca și mijlocitoare în generația ei. Și noi spunem, pentru ea, pentru copiii noștri, Doamne, lucrează. Prin ei să se mântuiască mulți tineri, mulți adolescenți și mulți oameni. Ca în ziua zilelor, când se va prinde mânia lui Dumnezeu, să fim salvați și să fim împreună cu Domnul pentru totdeauna, noi și copiii noștri. Doamne, ajută-ne!